deși FC Botoșanea da semne de revenire, în ultima etapă roșialbalbaștri s-au făcut iar de rușine, de această dată și în fața propriilor suporteri. Au pierdut pe Municipal cu scorul de 0-1 în fața Concordiei Chiajna, o echipă aflată la retrogradare. Mai mult decât atât, ilfoveni au jucat cu un om în minus aproape tot meciul, după ce, în minutul 16, Taher Bawab, atacantul de la Chiajna, a fost eliminat direct. În loc să domine, botoșenenii au prestat un joc slab, iar în minutul 19, Marc face ce vrea cu apărarea botoșeneană, trimite o centrare, iar Paul Batin deschide scorul pentru Concordia Chiajna. De altfel, până la finalul partidei, botoșenenii nici măcar nu au fost în stare să egaleze. E o situație grea din punctul meu de vedere. Astăzi cred că a fost minusul cel mai mare. Un joc slab, un joc fără nerv, un joc fără inspirație, un joc lent. N-aveam cum să depășim o organizare defensivă foarte bună a adversarilor. De cealaltă parte, antrenorul ilfovenilor i-a laudat pe elevii săi pentru dovada de caracter făcută în această partidă. Era important pentru noi și mă bucur că i-au înțeles. În condițiile unor jocuri contra unor echipe cu calitate superioară, dar cu lipsă de obiectiv, cine pune piciorul mai tare la minge, ăla va avea câștig de cauză. Am arătat asta astăzi. Suporterii botoșeneni au fost înfuriați de evoluția favoriților și au scandat împotriva jucătorilor. Mai mult decât atât, o parte a tribunei i-a acuzat de aranjamente necurate pe fotbaliștii botoșeneni.